Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Viața în Armonie. Iată-ne că am ajuns și în ultima zi din acest an, din anul 2009, din 2016, era să spun 2900. Cine știe, voi trăi poate și printr-o viață din 2900 și... Dragi telespectatori, în această ultimă zi din an avem onoarea să revină în emisiunea noastră un invitat pe care îl prindem destul de rar, pentru că vine de la distanță, vine tocmai de la Bistrița Năsăud, și cum în ultimul timp am făcut prin țară plimbări și mai multe conferințe, l-am prins acum la Piatra Neamț și am spus că nu-l iertăm și să vină și la noi în emisiune. Așa că bine ai venit, Serghei Danisin! Bună ziua! Serghei, ai fost prin multe locuri, acum ai revenit la Piatra Neamț. Această emisiune va fi transmisă în ultima zi din an și în prima zi din anul 2017. Pentru început, aș vrea să ne povestești ce ai adus aici, pentru că sunt niște obiecte, unele am mai văzut, altele n-am mai văzut, și aș vrea să începem cu ele, ca după aceea să putem vorbi despre subiectele noastre pe care le-am hotărât înainte de emisiune. Așadar, ce avem aici? Este ceva sclipicios care atrage privirea. Am dorit ca să vină în viața mea adevăr despre anumite cuvinte care noi folosim în diverse rugăciuni. În rugăciune sunt nu numai cuvinte care spune din inimă. Există cuvinte care noi spunem, care au legătură cu alte dimensiuni. Cum este dimensiunea viselor noastre. Când noi visem, noi intrăm în altă dimensiune. Când om roagă spre Dumnezeu și el simte istoria divină, el intră în altă dimensiune. Deja nu este numai aici, este acolo. Asta este expoziția de, ca și scrierile noastre A, E, B, C, D, așa și aici sunt 7 simbole, 7 litere, 7 sunete care sunt uniți unul în altul. Toți împreună se numește Kala Chakra. Kala Chakra este vorba despre timp, Kala traduce timp. Asta este un simbol care există cum la bisericile noastre, principal simbol cruceliță. Da? Da. Așa este principal simbol pentru lame tibetane, pentru toată planeta noastră, peste tot unde vin lame tibetane, unde există centrul pentru rugăciunile sau centrul pentru ruga, raga, riga, așa este traducere cuvântul rugăciune, adică raga sau cântec pentru Dumnezeu. Aceste simbole au și sunete, cum și noi spunem Tatăl nostru care este în cerul, da? Asta principal cuvânt, Tatăl, litera T. Așa și sunt principale simboli care au și sunete. Ha, Ksha, Ma, La, Va, Ra, Ya. Aceste 7 sunete există înăuntru în coloana noastră. Eu am înțeles că în moment de sărbătoare, cum este scris în scrierile sacre, vin înțelepți și ei spun încă plus micro istorie, istorie divinităților, dar care au legătură cu viața noastră și cu corpul vieții, sau vorba de situații. Asta este un simbol care arată puterea timpului, Kala Chakra. Asta e. Folosesc pentru viața mea când fac operația energetică. Operația energetică asta când simt pe o persoană și înăuntru în persoană eu pot să văd anumite vibrații. Vibrații care traduce în viziune. Această viziune și este capacitatea mea din naștere. Și în aceste forme eu uneori am văzut înăuntru în noi, ca un câmpul vibrațional. Nu am putut să cred că simbolii care noi folosim numai pentru icoane, simbolii care numai incrustați în jurul icoanei, cum acum este actual tema din nașterea lui Iisus. Da? Dar oricum asta a fost în alt timp. Acest simbol, cum spunea lame tibetanii, ajută ca omul poate să intre în trecut, în prezent, în viitor, ca și aici și acum. Asta e un mister. Să întreb un lucru. Ceea ce îmi spui tu, Serghei, este faptul că toate inscripțiile, tot ce este acolo,
s-a petrecut undeva înainte de venirea lui Isus? Acest simbol a fost născut înainte de nașterea planetei noastre. Numele de acest simbol este și altul, Namchuvangdan. Namchuvangdan, altă nume de acest simbol, care traduce timpul viu. Sau Creatorul Tatăl nostru, el simte timp nu ca energie, a ca și o persoană care arată energie, putere. În religie puțin spune cuvântul energie, mai mult spune cuvântul putere, puterea de rugăciune, puterea de credință, puterea de lumină sau lumina Creatorului. Acest simbol este și lumina Creatorului, dar ca o persoană. Și asta arată cum persoană luminoasă, care și este lumina Creatorului, intră în acțiunea care noi spunem timp. Timp în Vedă, în știința vedică și în Himalaya, spunea că timpul este viu. Noi cunoaștem numai ca o perioadă, ceva, o fragment, dar nu cunoaștem ca o structură materială. Din fericire, acum a venit fizica cuantică. În altă parte de această imagine, aici există simbole care arată puterea timpului și puterea ca o structură de materie. Adică omul când crede, el nu este în timpul lui personal, cum este ora 1, ora 12, da? El în moment de credință poate să fie în perioada 1 minut, el vede o viață care este 100 ani sau 1000 ani. În perioada 1 minut. Simte enorme, multe situații, a uneori și vede. Eu sunt vizionar și ved aceste microistorie în 2-3 secunde când eu ved pe om, pot să ved o viață întreagă lui. Asta simbole care ajută, cum și a fost vorba despre dacă sunt ortodox sau nu, a existat așa de multe ori și eu am spus, da sigur că eu sunt ortodox și sunt botezat în Biserica Constantin și Elen, la orașul Chișinău. Și acolo totdeauna am fost pasionat de ce în una biserică istoria de naștere lui Iisus Hristos spune una, în altă biserică spune un pic altfel. Și nu am înțeles, dar cum eu pot să cred în o istorie? Și a venit un înțelept în viața mea în anii 80 și el a spus, istoria poate să modifică o istorie reală, dar puterea de credință care intră în acest fragment este puterea de credință. Tu poți să intri și în fantezie de un om, dar 1% de realitate o să iluminează viața ta. Și atunci crezi în istoria divină așa cum ea este în timpul tău, în viața ta. Și așa eu am intrat în altă școală care, bine, în mod științific spunea ca telepatie. Mi-a arătat că istoria divină și este altă putere. Cum reprezintă aici, prin aceste simbole, cum sunt 7 trepți, da? Trepte. Așa și 7 corzi, da? 7 trepți. Trepte, da? Așa și există în noi, da? 7 zile, 7 puterile, 7 biserici principale, tot există 7. Și sistemul planetar tot e 7. Și spunea că la 7 anul, la om, când el are 7 ani, al 7 ani, acolo trezește puterea din genetică în hipotalamus. Și această putere vibrațională care este mijloc mindalini, ea poate să dea anumite holograme și copil are nevoie de școală. Dacă nu să fie școală și ghidare pe el, poate să fie prea tare fantezist. Asta deja e și în mod științific. Și în viața noastră a omului, la fiecare 7 ani există o schimbare și o etapă? Da, asta este și în fiziologie. În anii 90 eu am avut centrul de medicină experimentală cu nume Fortuna. Și am
prima dată am gândit cum să unesc pe oameni care au știință foarte fină exact despre acest lucrările. Adică nu numai ca să studiem fiziologie și structură fiziologică omului și după aceea mergem la spital și lucrăm cu oameni numai prin mecanisme, adică oase și rest. Am dorit ca să fie explicație fiziologică și în mod spiritual. Și am găsit răspuns. Vedeți pe mână. Câte segmente la mâna noastră noi avem? Acelea 7. Vedeți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segmente. Asta fiziologia noastră. Și așa, foarte simplu, oameni de știință mi-a arătat. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7 iu 7. Adică 7 înmulțit la 7 vine 49. Iar organismul nostru, în mod general, are 49 principale segmente. Și atunci este vorba și despre sărbătoare. La 49 ani, omul trebuie să fie înțelept. Și asta este scris în cartea care se numește Chakravidya. Chakravidya, în Himalaya, în Indie, în Tibet, în diverse sute religii diferite, al spun mie, dar nu știu cât e mult. Foarte multe religii care acum au sărbătoare exact în aceste zilele, adică la sfârșit decembrie și principale zile ianuarie, spunea că în noi trezește aceste 7 elemente și vine ca un tip de vibrație care ajută la om ca el să simte ce urmează în anul întreg. Dar asta trebuie să trezească aceste 7 puteri, nu numai cu țuică și palincă. Am înțeles. Despre asta vorbim. Dacă tot avem prima parte a emisiunii să discutăm despre anul 2016, putem după jumătatea cealaltă a emisiunii să discutăm despre anul 2017. Acum hai să vedem cum încheiem anul și ce e bine de făcut acum în aceste momente de încheiere pentru anul ce vine. Ok, vedeți în mod simplu și normal, cum eu am spus, 7 elemente noi avem, da? Cifra 6 care la sfârșit anului 2016, asta este element de umăr. Adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Umăr. Da. Asta este 6. Asta anul, adică ianuarie până la decembrie. Eu spun cum este în cărți de medicină tibetană, medicină indiană, medicină vedică. Acolo arată și prin segment, și ani, și lună, și ziua. Există până la secundă fiecare segment. Ca la cinezi arată sute mii aici puncte. Așa și la noi. Anul 2016, cifra 6 este umăr. Umăr se numește ultima greutate. Pleacă ultima greutate. 7 sau 2017, 7 ultima cifră, este centru. Adică zona centrală. Dacă voi vedeți prin simplu calculare numerologică, da? 2 plus 1, da? Plus 0, plus 1, plus 6, vine cifra 9. Cifra 9 în noi, asta când mâna este foarte sus. Așa spunea, 7 colți, 7 centri, 7 biserici, a 8-a este timp și 9 intrare în altă dimensiune. Asta acum este acest an. În anul 2016 vine noul tip de guvern, vine noul tip de vibrație. În 2016. Noul tip de vibrație care o să fie până la 20 februarie 2017. Asta este acțiunea de anul 2016. De ce? În 20 februarie începe nou ciclul de soare. Asta deja fiziologic. Asta toată lumea știe că există 4 stagiuni. Și începutul de nouă stagiune începe în 21 februarie. Adică asta e. Anotimpul primăverii. Da, da, despre da. Asta vorba. Da. Iarna termină în 20-21. Asta și este cea mai ultima acțiune de anul 2016. Înțelegeți? Da. Este dacă vorbim în mod cosmic. Nu așa cum noi am făcut în mod etnografic, adică cum noi dorim anul 2000. În faptul acum nu este anul 2000. În faptul acum, dacă de la începutul, după ultimul patoc, acum este 783. Anul este 7783. Asta este anul care acum. Adică deja a trecut mai mult decât 7000 ani după ultimul patoc, când a fost istoria de barca lui Noe.
da? Despre asta. Dar noi am luat din istoriile noastre, istorie Pământului și istorie divinității pe planeta noastră. În mod cosmic, asta este februarie. Și atunci, 2017, în faptul, începe în 20-21 februarie, în mod cosmic. Despre asta vorbim. Ce avem noi de făcut în această perioadă? Pentru sufletul nostru. Pentru sufletul nostru. Traducere simplu. 2000 în numerologie din partea Platon, școala Platona, Platon, sau școala grecească, acolo spunea cifre conduce lumea. Și Platon a spus, cifra 2 este cea mai complicată cifră, din cauza că asta este cifra de femeie, cifra de lună. Și atunci toate mii ani, anul 2000, asta este puterea feminină. Dar în mod spiritual, puterea feminină se numește Universul vorbește. Adică acum vibrația universală intră în noi mai actual decât la cifra 1, eu știu, eu pot, eu am, eu sunt egoist, eu fac tot. Asta cifra 1, 1000, anii 1000, care 1000 ani a trecut. Din anul 2000 până acum, când deja noi avem 16-17, cifra 16, în perioada de acțiune, care este o acțiune Universului întreg pentru 1000 ani, cifra 16 se numește 16 elemente cu care a fost creat om. 17 începe drumurile, multe drumurile, un drum pentru politică, un drum pentru iubire, un drum pentru religie, alt drum pe asta, căile, multe, da. Multe căile. 17 reprezintă multe căile care deschide acum. Dacă înainte a fost închis, cum a existat 14 a fost numai un pic lumină. 15 deja a fost prima luptă cu timpul. 16 naștere noul tip de oameni. 17 aici începe familia. Familia care trebuie să gândească care e drumul nostru. Pentru ce? Pentru servici, pentru copil sau pentru aia sau pentru aia. Acum deschide multe drumuri. Și atunci, dacă vorbim despre ce eu pot să fac în anul 17, da? Găsești misterul de calea ta. Asta e. Să găsești misterul vieții tale și calea pe care trebuie să ți-o alegi. Dar gândiți, 2 plus 0 plus 7 și plus 1, adică 7, tot ce împreună vine cifra 1. 2 plus 7 plus 1, cât îi vine? Și 1 înseamnă 10. Vine 10, prima dată cifra 10. A 10 este roata destinului, cum eu am așa aici medalion, da? Da. Așa, mic medalion. Nu bine, acum videocamera nu se poate, dar nu mă arăt așa. Acest mic medalion arată că înăuntru sunt 24 simbole cu care a fost scris principale, prime Vechiul Testament. Prime cuvinte din Vechiul Testament. A fost runa Scriptură. Și aici eu am 24 simbole cu care a fost scris prima această Scriptură sacră. Acolo, în perioada runică, asta a fost perioada de civilizație Lemurieni. Da? Acolo arată că fiecare cifră are un spirit, fiecare literă are un spirit. Și atunci când omul spune un cuvânt, el în mod vibrațional, el trage anumite spirite, dacă vorbim în mod spiritual. Atrag. Da. Și ne spunea așa, când oameni simplu, ei arată că s-a terminat un ciclu, adică cum oamenii gândesc, 31 ianuarie s-a terminat un ciclu. Puterea umană, cum ei gândesc, unește undeva la un loc. Pe planeta noastră există un loc unde toate dorințele noastre pentru 31 decembrie unesc și vine enorme mare putere. Acest secret a știut egiptean. Și pentru asta, în alte traducere, spunea că și a fost acumulatorii psihoenergetică. Psihoenergetică sau acumulatorii de acumulare de credință, putere de credință. Toate bisericile noastre minunate, care au formă, care există în scrierile și este scris cum se face cupola, cum se acumulează această energie de credință. Și asta am vrut eu să spun la
întâlnirea noastră cu dumneavoastră ca istoria divină de nașterea lui Isus, istoria divină cum El a fost născut, de trei magi. În faptul încă un mago care a stat în spate, noi nu prea cunoaștem că a existat patru magi, unul în spate. Nu a putut să intre din cauza că pielea lui a fost negru, el a fost din Africa, pot să spun așa. Noi cunoaștem numai trei magi. De ce ei a venit? De ce a dat atâta bogăție? Asta una istorie. Dar există și alte explicații care mi-a dat la diverse mănăstiri când i-am căutat pe sine în anii 80 și am căutat mănăstiri după mănăstiri. Ce există în această istorie? De ce totdeauna spune că acolo putere, acolo putere? Roagă, roagă și ție vedea, adică ție de. La valiera, ai grijă așa, la valiera. Și acolo de. Și atunci... Din fericire am avut întâlnirea cu un bătrân enorm și el mi-a spus: intre în rugăciune și respire în rugăciune. Și eu am făcut meditație câteva ani ca să înțeleg aceste cuvinte. Și a venit răspuns. Așa. Că istoria divină de naștere lui Isus, unde Maria simte și vede această lumină din înăuntru, da? Se poate să fie 99% falsă, dar 1% de naștere este realitate. Și acolo oameni când crede din toată planeta noastră, când crede în o formă, hologramă, în o istorie de naștere, toată energia noastră de credință undeva acumulează în această istorie. Și atunci nu, omul numai dacă, dacă numai visează, numai dacă imaginează cum intră în istorie, cum el pune mâna pe parapet, pe lemn, pune mâna pe haină de Maria, da? Și în acest moment el face inspir, face pauză și gândește ce el dorește în viață. Deschide ochi și expir. Am făcut în viața mea aceste lucrări. Perul a venit sus. Sincer, puterea enormă, adică puterea de credință acumulează în istorie divină. Și asta mister care noi avem în 2016, care se numește deschide puterea personală de un om. Dar 2017, dacă ai deschis puterea, acum privești unde mergi și cum folosești. Asta este 2017. Să concluzionez puțin ceea ce ai spus acum. În momentul în care vizualizezi că ai pus mâna pe mobilă, pe Maica Domnului, se poate deasupra capului lui Iisus. În bioenergoterapeutică există această practică care eu folosesc de mulți ani, exact asta, pui mâna la Iisus în moment când El vindică pe alți. Adică poți să spui rugăciunea Tatăl nostru, imaginezi cum Iisus Hristos vindică pe cineva și după aceea inspire și expire spre om care are probleme. Să-l vizualizezi viu, adică să-l vezi că este în ochii tăi. Da, da, asta este în mod științific se numește Eidos, memorie vizuală, eidetică, Eidos. Și există hipnoz Erikson, ericksonian. Asta deja oameni de știință, când spune anumite cuvinte, omul crede în aceste cuvinte și mușchii lui deja simte ca și el este acolo înăuntru în aceste cuvinte. Asta un tip de hipnoz. Dar este autohipnoz și meta-autohipnoz care noi nu folosim aproape deloc. Adică când în Srimad Bhagavatam, în Bhagavad Gita, în Brahma Samhita sunt cărți spirituale care au milioane ani. Și spunea că în moment când înțelept spune istorie, omul trebuie să stă liniștit, trebuie să uite total ce deranjează pe viața lui și trebuie să intre în povestea de un înțelept. Dacă el poate să simte istoria care spune înțelept, în acest moment vine vindicare prin cuvânt. Asta e. Da, vroiam să accentuez puțin faptul că noi suntem cu preponderență ortodoxi și credem în rugăciune. Deci ceea ce ai spus tu, noi să ne imaginăm că îl vedem pe Iisus Hristos cum vindecă sau cum ne împlinește nouă dorința. În rugăciune, inspirând și expirând, da? Da, da. Bun. Despre asta vorbim. La mănăstirea Sfântă Uspenie din Odessa,
eu am fost la acest mănăstir și am vrut să dau o carte care nu este ortodox. Prima dată un preotul principal a spus că plecați de aici, prima dată. După aceea, eu am fost prea tânăr, am avut 21 ani. Și nu am înțeles de ce mi-e de afară dacă eu intru în biserică și eu doresc comunicare cu preot și vreau să cunosc anumite secrete, cum se roagă, cum se simte și mai departe. Și s-a întâmplat o mică minune. Eu am ieșit afară ca să deja să plec din mănăstir. Și în acest moment, interiorul meu, eu am simțit ca și s-a oprit un pic respirație. Și nu am putut să respir. Și în acest moment a venit un pic lacrimi și am simțit ca și eu simt de credință de Maica Domnului și ca și Maica Domnului stă lângă mine și îi spune, stai, liniștește, atâta. Și eu am stat ca o piatră, așa. Lângă mine a fost o clopot foarte mare, clopot 2.5 metri pe un parapet de lemn făcut. Și cineva a făcut bom, bom, bom. Și a venit acest preot care a spus că du-te din mănăstir. El a văzut pe mine, a mers 2 metri, a intrat, a căzut jos pe genunchi și a făcut binecuvântare pentru viața mea. Eu nu am înțeles, tot așa, de mulți ani nu am înțeles de ce așa. Înainte a dat afară, a după aceea a venit pe genunchi și a făcut cruce în fața mea. După câteva ani, deja am înțeles ce s-a întâmplat. Când am avut 23 ani, a venit în viața mea maestrul Misti Guandao și el mi-a spus, a tu gândești, el a simțit că lângă tine Maica Domnului, poate și a văzut și a înțeles că tu ești binecuvântat și el a cerut iertare că nu a înțeles mesaj de ce tu ai venit. Uneori noi vedem pe oameni simplu care intră în biserică, a în fapt nu totdeauna aceilași oameni. Se poate înăuntru în ei sunt spirite, îngeri, arhangeli. Uneori om care cere lângă biserică ceva bănuț sau pâine, nu totdeauna acest om. În istoria de Sfântul Alexei, Sfântul Nicolae, există multe istorie interesante și din partea când a spus Sfântul Alexei că a venit la el Maica Domnului în față de o bunică urâtă, o bunică numai cu haină, așa, cu toate bucăți numai, adică făcut. Și când a venit și a spus, Domnul Miloc, adică rusești Miloc, adică draguțul, tu ești iluminat și atâtă. Și a plecat. Și asta a rămas pentru toată viața. El după aceea a înțeles că asta a fost puterea divină care a existat în femeie și a dat binecuvântare la el. Uneori noi trebuie să fim atenți în moment când intrăm în biserici și când auzim vocea de preoți, noi trebuie să auzim vocea de Dumnezeului și nu dăm părere că mi place acest om sau nu place. Noi simțim pe credință, pe putere de credință. Asta mesajul meu. Adică trebuie să înțelegem că dacă tu vrei relație cu Dumnezeu în anul nou, atunci vezi pe Dumnezeu, dar nu vezi pe un om urât sau pe cineva ție trage și spune fugi acolo, fugi acolo. Trebuie să simți toată istoria. Asta este corpul situativ. În telepatie, în școala noastră, în centrul de studii și cercetări frontale, Tarkshe 444, care eu reprezint, și asta este viața mea acum aici în România, eu dau această învățătură, cum să intrăm în istoria divină, cum să simțim puterea divină, cum să respirăm această istorie, cum să spunem mantre, incantații, vibrații care există în rugăciunile noastre. Voi gândiți că Tatăl nostru rugăciunea, litera principală care este? Litera T, acum litera T este. Calea spre cerul, asta este sigilius, sau vorba despre simboli care arată ce există mesaj ascuns. A ultima literă, când spun amin, litera N, a litera N în simbolism, care există și în ortodoxie noastră, acolo arată bărbat și femeie, femeie care de naștere și bărbat care gândește cum să fie naștere. Asta litera TN. A dacă faceți voi două cuvinte, T, Tatăl, N, nostru. Asta mesaje ascunse care există și în rugăciune. Dacă Arsenie Bocă, care a dat pentru noi minunată rugăciune, care pentru toată viața noastră, vedeți care e principală, prima literă,
Da? Și vedeți care e ultima. Asta este alfa, omega, mesaje ascunse. Asta eu dau învățătură. Acum vedeți pe în anul 2017, da? Prima cifră care? 2. A ultima care? 7. În teosofie, în Talmude, este scris concret. Când o să fie două cifre, 2 și 7, începe mare mister pe planetă. Și atunci așteptăm ce mister intre în planeta noastră. Ca 2 este după 1, a cifra 1 este Soare. Este Soare. Cifra 2 este Lună. Cifra 3 este planeta noastră, Pământ. Așa este în numerologie sacră, așa spunea. În mod spiritual am găsit și asta, în mod spiritual, în creștinism este scris 1 este Adam, 2 este Eva, atunci 2000 Eva, 0 este Univers care așteaptă pe Tatăl nostru înainte de creație, asta cifra 0. Și atunci 2 Eva care vede pe Univers unde trebuie să fie creație, 1 și acolo a văzut pe Adam și 7, 1 este Adam, 2 este Eva, 3 comunicare, 4 este Tatăl nostru, a spus ce trebuie să facă, 5 a venit copilul, 6 primul respir în spir copilului sau poporul viitorului și 7 primul secret, taină. Și atunci 2017 deschide anumite secrete. O să deschide taină. Asta este poartă spre taină. 2 și 7. Asta înseamnă că ne va deschide Dumnezeu anumite mistere pe care le-am avut până acum și nu le-am deslușit în 2017. Vom afla multe lucruri, ne vor fi descoperite multe lucruri. Da. Și ne va fi de ajutor. Șapte legătură și cu steaua, cu 7 colțe, există așa, a existat în Vatican 1000 ani această steaua principală. Acum este simbol, puteți să deschideți internet și vedeți, simbol creștinismului este două cuburi, sau un cub care rombe, un cub și un cub așa. Asta steaua cu 8 colți, 8 colți. În bisericile noastre se numește steaua iluminării. Asta mandala în ortodoxie. Sunt cărți, în Iași am văzut în un monastir din partea monastir feminin. Acolo arată steaua iluminării al Tatălui nostru, este 8 colți. Steaua iluminării care are în spate Iisus Hristos este steaua cu 8 colți. Vedeți bine icoanele noastre și o să înțelegeți. Și asta este legea Pământului, adică așa, cub, legea Pământului, care este stabil și când merge pe un colț, se numește legea cosmică sau legea cerului. Cerul și Pământ. Doi lege. Înțelegeți? Doi lege. Cubul stă așa. Da. Când puneți pe colț, nu e comod. Dar în cerul, asta ca și așa, ghirleandă frumoasă. Înțelegeți? Asta este steaua cu 8 colți. 7, care în faptul este o steaua Vifliem. Asta a fost traducere. Steaua Vifliem sau steaua care păzește. Steaua care arată ce există în jurul nostru. Lumină. Lumină din partea de credință. Lumină din credință se poate noi să vedem cu ochii deschiși. Aura omului se poate să vedem lumina enorme cu ochii normal, simplu. Numai trebuie un pic să fim atenți. Există anumite practici, cum să vedem și cum să rugăm. Există rugăciune care poate să deschide capacitatea omului. Foarte bine a spus preoți din ortodoxie care eu am cunoscut că dacă omul nu este pregătit pentru deschidere capacități paranormale, poate să intre foarte multe spite, poate să fie energie foarte curată, fină, ea unde intră? Ea intră exact acolo unde noi avem probleme. Gândiți asta. Foarte puțin oameni au descoperit înțelegerea aceasta în sine când preoți vin în casa noastră, exact perioada care acum, decembrie-ianuarie, și face curățenie, da? Și spune să fie binecuvântat, frumos, și cu busuioc.
Da? A puțin cine cunoaște de unde e istoria Busuiocului, înainte de toate istoriile noastre, înainte de potop, înainte de cinci potope, cum scrie în Talmude, explicație pentru cuvinte sacre care există în Ierusalim. Acolo clar arată că acest Busuioc care eu am permanent aici la gât, în India spune Tulasi, Tulsi sau Busuioc, în alte cuvinte. Busuioc are legătura cu o femeie. Femeie care a avut enorme mare credință spre Dumnezeu și ea a spus, eu iubesc numai pe Dumnezeu. Și dacă intră în viața mea cineva, asta Dumnezeu l-a intrat în viața mea. Există această istorie de Busuioc, de o femeie în Himalaya. Noi încă nu am descoperit multe secrete care sunt numai în cuvânt și cum este Bu, litera B, Busuioc. De ce? Din care cauza litera B? Asta simbolism, asta sunt două sfere, a două sfere se numește două lume, lumea de alfa, lumea de omega și din partea stângă o liniuță care se numește viața noastră din rădăcină. Dar asta noi vorbim altă dată despre simbolism. Eu am vrut numai să spun că Busuioc care există acum în decembrie, ianuarie, asta în realitate nu este numai frunzuliță. Înăuntru există în mod subnuclear memorie de ce a existat miliarde ani trecut pe planeta noastră. Busuioc a avut legătură cu o femeie care acum este mai sus decât planeta Raiului. Acolo ea stă și ea binecuvintează prin cuvinte sacre pe toată lumea. Și atunci se poate nici nu știe rugăciune. Numai ea e în mână Busuioc și face așa un pic. La unul, la altul, la unul, la altul. Înțelegeți? Atâta. Se poate numai așa face ceva. Vibrația din Busuioc deja curăță viața. Unica problemă ce a uitat oameni. Când este curățenie, când faci curat casă, când faci curățenie înăuntru, în sine, unde noi curățăm? Unde mai mult gunoi? Unde mai mult problemă? Unde mai mult praf? A dacă vorbim despre om, ce înseamnă? Unde noi avem adevărate probleme care sunt ascunse în psihica noastră. Și după aceea, după curățenie, omul un pic agita. Iese prea mult secrete afară. Dar împreună cu ei iese și dragi, cu coarne. Adică iese gunoi. Da. Înțelegeți? Și mulți oameni nu au înțeles. Cum așa? A făcut curățenie minunată în viața noastră, dar după 3-4 zile la noi ceartă. Știți de ce? Oameni uneori ei doresc ca să rămâne dragi, ca să rămâne gunoi. Ei sunt obișnuite ca vine un pic problem. Sunt oameni care iubesc problemele. Asta noi nu înțelegem? În psihologie există. Eu iubesc pe boala mea. Dimineața scol și spun, dragă prietene, tu știi cum doare cap? În altă zi, vai, tu știi încă doare cap? Și ce, nu a fost preot? A fost. Și ce, a făcut? Da, a făcut. Și ce, doare? Oricum doare. Atunci, de ce tu iubești pe boală atât tare? Iubești pe energie spirituală, iubești pe lumină, iubești pe lume, iubești pe casă care este curată. Și dacă nu e curată casă, ieși afară și privești ce zapadă minunat. Dacă nu este zapadă, privești pe cerul minunat. Este o practică. În aceste zilele de sărbătoare până la 14 ianuarie, adică 7 ianuarie, prin ritualul vechi și este a 24 decembrie. Sunt 14 ianuarie, este 31 decembrie. Asta prin ritualul vechi, prin stilul vechi, este Iulian și Grigorian. Spunem așa, calendarul Iulian, calendarul Grigorian. Noi spunem ortodox și pe stil vechi, pe rit vechi. Așa. Acolo clar arată că în perioada de 7 ianuarie, bătrânii noștri, ei vede pe tânăr și pune ceva sub pat sau sub pernă, ceva în frunzuliță sau concret pe Busuioc. Pune sub asta. Dar prima dată bunica asta am văzut la nordul Moldova. Moldova după Prut, care în faptul, în trecut asta a fost o mică Transilvanie noastră, dar asta prin alte documente care cu timp sperăm că o să fie în viață. Adică noi suntem un întreg, o familie. Și bunicile noastre care din România și bunicile alte care din Moldova după Prut, ei sunt, da, ca un întreg, prieteni. Și obiceiul de aici și de acolo, sincer, este același. În ianuarie, după 31 decembrie, bunici încet pune ceva sub pat.
Și dar prima dată ei spune rugăciune și dorință pentru copii. A rămas încă. Eu am văzut clar cu ochii mei în Moldova după Prut că există așa ceva. Dorință în aceste zile lucrează mai tare. Știți de ce? Da? Credință de unul, de altul, de unul, de altul, undeva pe planeta noastră, în istoria divină, istoria lui Iisus Hristos nașterii, acumulează, concentrează. Egipteanii au făcut pentru asta piramide. Și asta, în timpul nostru, se numește armă psihotronică pentru succes. Nu pentru război, pentru succes. Aceste medalioane, da, care arată puterea divină, puterea de iluminare. Asta ce eu am pe mână, eu am spus sute mii ori aici, la fiecare margele, rugăciune, mantre, incantații. Și nu am pierdut contact cu biserica noastră. Invers, am venit mai profund și mai profund de înțeleg că când eu văd icoane, nu sunt icoane. Asta sunt porțile spre divinitate. Și când omul pune mâna pe icoană, trebuie să simte că tu, în acest moment, ai intrat în altă dimensiune care este și aici, la noi. Adică ca și poartă departe decât planeta noastră. Când eu am avut copilul meu, eu am avut în viață legătura, nu spunem așa, când înainte de plecare în călugărie. Am fost câteva ani călugări și nu am vrut ca să fie legătura cu familie, cu copii. Așa s-a întâmplat în tinerețea mea, 30 ani trecut. Și pentru copilul eu am arătat, Leonid, copilul Leonid, am arătat pentru el icoană de Iisus Hristos și am spus, privești pe ochi, vezi ochii de Iisus, da, acum simți ca și copilul a avut 7 ani, da? Și vezi înăuntru în ochi, privești ce este înăuntru și el a spus, eu văd întuneric. Mi-a spus, ok, acum privești întuneric înăuntru, privești lumină, se vede? El a văzut lumină. Înăuntru, în icoane, în ochii lui Iisus, copilul care nu poate să minte, el a văzut lumină și a spus, a ce acolo? I-a spus, du-te acolo. Și când a început să intre în lumină, a venit vibrația cor și el a spus, mi-e frică. I-a spus, atunci dacă e frică, vin înapoi. Și când a venit înapoi, după ce am urmărit câteva săptămâni ce s-a întâmplat cu copilul meu, el a spus, nu vreau joc cu joystick, nu vreau filme cu război, eu doresc un pic dulceață și mie îmi place prietenia aia. Asta eu prima dată am înțeles foarte subțiri ca curățenie de psihică la copil care este așa înăuntru în icoană s-a întâmplat. Misterul din icoană Iisus Hristos. Asta am văzut. Minunat! Iată că timpul zboară și, dragii mei prieteni, este ultima zi din acest an. Am început emisiunea fără să vă spun la mulți ani și fără să vă spun sărbători frumoase în continuare, pentru că deja au început. Eu vă spun acum, spre finalul acestei emisiuni, că tot ceea ce îmi doresc pentru mine, pentru partenerii mei, cei cu care lucrez în emisiuni, invitați, pentru toți cei care ne privesc, pentru toți colegii mei, dar în mod special, îmi doresc pentru țărișoara noastră, pentru România, să avem parte de un an cu lumină și iubire și pace și sănătate multă. Mulțumesc! Și în ultima, noi dacă am vorbit cu cifra, despre cifra 7, cum este 17, da? Vedeți câte litere are numele Iisus Hristos? Vedeți? Hristos. H-R-I-S-T-O-S. Hristos are 7 litere. Acest an o să descopere multe secrete. Anul care urmează, 2017. Și asta mesaj pentru toți oamenii și care vede acum emisiunea noastră, da? Să fiți atenți acum în perioada de 7-14 ianuarie. În această perioadă, mai bine spuneți anumite secrete sau pentru iubiți, sau pentru cineva, sau dacă nu se poate, mergeți în pădure și spuneți la pom. Pentru pom care tot așa are legătură cu rădăcină, cu planeta noastră. Adică spuneți și în cerul și pe pom ce voi
aveți în o mărturisire, ca să fiți iluminați. O mărturisire, o să mărturisim practic ceea ce nu facem în fiecare zi, să mărturisim universului, pământului, copacului, știu și prin aceasta lui Dumnezeu, ceea ce avem pe suflet, da? Da, da. Asta este. Da, până la urmă, cei care au fost și s-au mărturisit și au luat Sfânta Împărtășanie... Uitați, Braduț noi avem, pomul. Sigur, sigur. Sfânta Împărtășanie, care au luat-o în biserică, atunci, bineînțeles, că știu că sufletul s-a curățat și că mergem într-un nou an cu o altă deschidere și, bineînțeles, cu multă iubire. Aș vrea să te mai întreb, Serghei, pentru că ne apropiem vertiginos de finalul emisiunii, cum va fi acest an în România, dacă va fi pace și dacă ne vom confrunta, știu eu, cu lucruri nedorite, pentru că fricile există în noi văzând ce se întâmplă în jurul nostru. Eu spun așa cum... 7800 ani trecut spunea înțelepți despre aceste zile de sărbătoare și despre viitorul la o locație cu nume Roma sau România. Okay? Litera R. Litera R. Asta este principala literă, capul nostru, la corp nostru, principala literă. Aici, dacă punem, și este scris România. Principală literă, R. Litera R reprezintă pentru România, da? Nu uitați rădăcină. Nu uitați rădăcină. Sfera care este sus, din litera R, se numește nu uitați rădăcină ca să vede din cerul ce voi faceți. O mică liniuță din litera R arată mic drum care noi facem pe planeta noastră sau România, drumurile noastre. Mesajul în moment 2017, concret, începe acum perioada, acest anul, când noi trebuie să găsim noi drumuri care sunt ascuns din strămoșire. Adică sunt pentru noi drumuri. A, în fapt, asta sunt drumuri care noi am uitat. Trebuie să verificăm, din fapt, din istorie, de ce s-a întâmplat atâta similități. Eu deja am spus la o emisiune și cred că acum am drept să spun că, gândiți, istoria repetă. Asta este mesajul și din partea maestrii spirituale care a fost și în România. Vedeți, ce a fost în istoria romană? A fost rege Traian. Țineți minte, da? Da. Istoria repetă. Noi avem, place, nu place, place acest ministru sau acest om, dar noi trebuie să primim cum vorbește Universul pentru România noastră. Aici noi un pic nu am înțeles. Traian, da? Rege Traian. Și a venit prim-ministrul Traian, da? Care a fost aici în România la noi. După ce, de ce noi nu primim a doilea mesaj? Ca orașul Johannesburg, care e acum actual. Dar vedeți ce a fost rădăcină, ce a existat acolo. Râul care merge sub acest oraș, care nume? Este Sfânta Elena. Înțelegeți? Râul care a fost binecuvântat din partea Sfântă Elena. Noi nu cunoaștem ce înseamnă etnogenetică. Acolo este secretul, mesajul pentru România noastră, pentru fiecare zi. Previziunea viitorului pentru România acum este simplu. Deschide drumurile care noi nu vedem. Și aceste drumurile au legătură cu frontierele noastre. Și acolo unde este răsăritul de soare. Răsăritul, adică est. Trebuie să avem mare atenție ce este în est. Și ce este răsăritul? Și ce există acolo? Acolo trebuie mai mult atenție. În orașul cum este aici, Piatra Neamță, eu deja odată am deșifrat, țineți minte, da? Da. Când am spus ce înseamnă Piatra Neamță, da? Adică piatra care nu este spusă, adică piatra care există undeva în oraș, adevărat fizic, dar nu este spusă, adică fundamentul.
Și atunci în orașul Piatra Neamț, în anul 2017, o să fie anumite fundații care o să fie foarte important pentru 7 ani în viitor. Și atunci care fundații, care asociații, care uzine? Acum cine o să facă această fundație o să aibă mare succes și mare noroc. Pentru toată România, zona cea mai principală nu este București, nu acolo, este în altă parte. Dacă vedem toate din frontieră, facem desen de toată România și punem unde centrul de România, în mod geometral, da? Acolo centru o să fie cea mai mare acțiune la acest mic saturi. Dar asta deja trebuie să avem oameni care au interes, oameni care doresc să vadă cum acțiunea umană, cum e mișcă acolo, cum merge acolo magazine și poate să traduci de acest mic locație ce există pentru toată România. Există cărți despre asta. Și a existat preoți în istorie română, în civilizația dacilor, dacii, a existat înțelepți daci care intră special la mic sat și spune ce e vede înăuntru în sat și spune așa o să fie pentru toată Dacia, adică toată România. Ei a putut să citească prin situații mici ce există pentru toată România. Vedeți mai clar ce este în centrul elementar geometral. Și acolo este răspuns ce urmează. Mulțumim tare mult, Serghei, pentru tot, stimați telespectatori, pentru că începe un nou an. Noi vă urăm din toată inima noastră multă, multă pace, bucurie, să aveți iubire în suflete, iubire și pentru semenii dumneavoastră și pentru dumneavoastră și să fiți mai buni ca până acum și nu uitați un lucru, așa cum spunea Serghei, să nu judecăm, numai Dumnezeu judecă și numai El are dreptul să judece. Noi avem datoria să ne iubim, să ne acceptăm așa cum suntem, pentru că și Dumnezeu ne acceptă pe noi așa cum suntem. Vă mulțumim pentru atenție, vă urăm la mulți ani, un an bun, fericit, cu tot ce vă doriți dumneavoastră să se împlinească și eu mai spun cu ce vrea Dumnezeu să se împlinească, pentru că toate ne sunt permise, dar nu toate ne sunt de folos. Iertați-ne, vă iertăm, vă mulțumim și vă iubim. Peste toți românii, indiferent din colțurile lumei unde sunteți, vă transmitem la mulți ani, un an fericit și frumos. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani.